muncești și călătorești cu Europa FM. 8 și 36 de minute, 0372069599. Ghicești și călătorești în deșteptarea. 1000 de euro este premiul de astăzi. Ne-am plimbat un pic prin, hai să spunem, prin Europa, acolo suntem. Da. Avem o mulțime de indicii pe care le găsiți pe europafm.ro. Ne puteți lua, aveți șansa să ne luați și astăzi la întrebări pentru premiul de 1000 de euro. Asta e a câta zi? E? A patra, nu? E a patra zi de concurs. Aha. Ok. De la 5 încolo începem cu indicii așa. A șase. Mai rebusistice. Da. A șasea vrei? A șase. Mai trage de ea. Hai să vedem că poate dezlușește Dragoș misterul. Da. Dragoș, bună dimineața. Neața, Dragoș. Bună dimineața, băieți. Bună. Ce faci, măi, Dragoș? În drum spre serviciu, cam fiecare dimineață. Bravo. De unde ești, unde lucrezi, ce din mai zici? Din București. Sunt și lucrez la un depozit de produse farmaceutice. Mai o situație de genul ăsta. Sunt multe depozite de... Da. Se vinde bine. Da. Deci medicamentele sunt la căutare în România. Da, sunt în trend. Eu nu cred că n-am văzut în nicio altă țară atâtea farmacii ca în orașele din România. La fiecare colț găsești, era o regulă, cred, să fie minimum, nu știu, câteva sute de metri între două farmacii. În România nu cred că se mai respectă. Deci una, e plin două, de farmacii. Trei, patru, știu eu, intersecție cu cinci farmacii. Ha, exact. Deci da. Pune și în Corbeanca, sunt două într-o intersecție, știi, în Corbeanca. Da, păi ca să nu te deplasezi mult. La mine în zonă s-au mai rărit un pic. S-au mai închis vreo două. Da, v-ați făcut bine. Cine știe cine. Da. Dragoș, iartă-ne, ne-am luat cu altele. Ia-ne la întrebări. Păi, zice, tot în vacanță se află în Polonia. Da, de ce te-ai gândit la Polonia? Păi m-am gândit la Polonia în urma indiciilor și căutărilor mele pe internet. Am înțeles, dar ce anume, care dintre indicii, ce te-a făcut să te gândești la Polonia? Că n-a fost niciun indiciu, ci doar întrebări. Alfabetul chirilic. Și cu alfabetul chirilic? Și cu consoana. Stai, cu alfabetul chirilic ce ai zis? L-a influențat întrebarea respectivă. Da. Indiciu de ieri. Păi indiciu era că nu are. Deci întrebarea era, acum bine, o să cum... zicem ce să mai. Alfabetul puțin, că polonezii nu au alfabet. Chirilic și răspunsul era nu. Da. Păi, deci practic da. Ok, da. Bine, dacă așa a fost, mișto în Polonia. Da. Sunt niște locuri mișto de vizitat. Și n-au nici alfabet chirilic, dar nici nu e locul în care a ascuns tichetul de vacanță, Dragoș, ne pare rău. Și de mâncat. Dacă de face supa acră, borș, au o supă acră, borș, zurec, cred că e făcută din secară, din borș de secară, cu tărâțe din secară, care vine cu un cârnat și cu o fiertă înăuntru. Cu cârnat? Da, frate, mănânc avem culinaria să mai mergem acolo. Mai departe, da. Mirel, felin. Salut, Mirel! Bună dimineața! Ce faci, Mirel, tu? La muncă, cu auto și mergeam până un elev din Târgu Jiu să merg la conducere. Din Târgu Jiu? Da. Deci tu de unde mergi? Că ai zis că mergi în... Din Motru, merg pe Târgu Jiu. Acolo mă așteaptă un elev să fac conducere în oraș. Vedeți, băi, tată, cum se face treabă. Se merge cale lungă. Așa e. Da. Mirel, gata, Mirel. Reține-ne cât crezi tu că e nevoie cu întrebări în dimineața asta. Bun succes. Vreau cât mai multe, deci eu aștept să mă opere așa, dar vă întreb un singur lucru. Este cumva un castel unde te-a ascuns tichetul? Un castel? Da. Dar nu e surprinzătoare abordarea ta. Interesantă. Dar nu, din păcate nu este într-un castel. Deci n-am nimerit-o nici cu castelul. Next. Hai să vedem Mariana, e ultima șansă astăzi. Pe Mariana. Bună, Mariana! Tu ai ultima șansă de astăzi. Și de săptămâna asta. Iulie, încheiem săptămâna cu tine. Tu ce faci, Mariana? Vă ascultam cu drag. De unde ne asculti tu cu drag? Din Dorohoi. Din Dorohoi. Ce mai e pe la Dorohoi? E la fel de cald ca în toată țara. Azi de-abia, la noi de-abia începe să se încălzească, ieri a plouat, da. Azi a fost răcoare și bine dimineață. Erau 17 grade. La noi, alaltă, ieri a plouat. Te scozi în urmă. Bine, hai să vedem totuși care sunt întrebările. Spune, Mariana, ce te-ai gândit să întrebi? Bună, m-am gândit să vă întreb dacă este o localitate din Germania. Bun. S-a stabilit că e într-o localitate. Că e într-o localitate, asta clar.
că intră o localitate într-o țară care începe cu o consoană. Germania e cu consoană. Alfabet chirilic încă n-au. Da. Deși la cum merge treaba nu știi niciodată. În Europa e. Da. E nici asta. Dar Mariana nu. Nu este în Germania. Aha. Din păcate. Mai lungim un pic. Au trecut 4 zile și n-am ajuns în țara respectivă. Nu mă așteptam. E, nu te așteptai. E, nu te așteptai. Hai mă, pleacă de aici. Ți-a zis că ai ales... E țară grea, nu? Da. E dilemă. Oamenii sunt complet încurcați pentru că astăzi n-au fost decât 3 întrebări. Adevărul că cine ar ascunde acolo? Numai tu puteai să ascunzi. Fiecare întrebare a luat un nu, deci n-a fost nicio întrebare la care să răspundă cu da, știi? Da, nici Polonia, nici Germania și măcar nu e într-un castel, adică am exclus castelele. Toate castelele din Europa. Asta e. Ne auzim luni dimineață cu același premiu, 1000 de euro la Ghicești și Călătorești. Deșteptarea. Good morning. Te trezești cu Europa FM.